Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să fac un review la niște produse pe care mi le-am cumpărat în ultimul timp și alte produse pe care le folosesc eu în viața mea de zi cu zi. Și anume, fondul de ten de la Maybelline, Dream Satin Fluid, o să vă vorbesc despre el. După care o să vă vorbesc de periuța pentru fond de ten, care am cumpărat-o la vreo 12 lei, e de nu se poate. Și paletuța de contouring pentru buze de la Aesthetica și despre paletuța de contouring pentru față de la L'Oreal. Haideți să vedem cum am făcut video. Prima și prima oară hidratăm pielea, eu folosesc ăsta de la L'Oreal, care este un sier with cod, și înăuntru am pus ulei de măceș, pentru că uleiul de măceș este împotriva ridurilor, e anti-inflamator, e bun deci și pentru coșuri. Și uleiurile întotdeauna trebuie să folosite, mai ales uleiurile pure, adică în statul lor natural, trebuie să folosite nu direct pe piele, mai ales pe piele feței, dar puse de exemplu în crema voastră pe care o folosiți de obicei. Eu folosesc sierul ăsta și este uleiul de măceș bun și pentru vârgituri, pentru stimulă colagenul pielii și face pielea un pic mai tinerică, așa, împotriva petelor de bătrânețe. Ok. Paletuța de la L'Oreal, care este pentru contouring, Infallible Sculpt Contouring Palette. Și este așa, are partea asta închisă și asta deschisă. Înăuntru avea o carticică pe care cred că am aruncat-o, în care îți spunea în bază la ce formă de față ai, cum să-ți faci contouring-ul. Și rămâne și aici în spate, are cum să folosești, cum să-ți modelezi, cum să îmbază la fața ta. Eu am numărul 01 Clear Light. Și vreau să să fac un machiaj cu ea, pentru că este foarte mișto. Aici apare ca o cremă, dar când o pui pe piele se transformă în praf așa și e miștură de tot, rămâne ca lume și se blenduiește bine, e ca lume. Dar hai să începem. Folosesc primerul de la POR, Professional, de la Benefit, ca să astupăm porii de la nas. Că pe aici am eu mai multe și ajută un pic și la riduri, să le umple un pic, dar pe nas e destul de bun ca acoperă porii. Puteți să vi-l puneți peste tot pe unde aveți porii dilatați. Ok.
O să folosesc și primerul de ochi de la Too Faced. 24 de ore și ăsta e mișto. E bun și pentru cearcăne asta. O să îmi dau cu primerul de la MAC ca să fixeze și mai bine machiajul. Așteptăm un pic. Și să trecem la produsul, la primul produs pe care vreau să-l arăt este periuța asta pentru aplicarea fondului de ten. Am cumpărat-o de pe Amazon și este foarte mișto, deja am probat-o, îmi place la nebunie, îmi place mai mult decât burețelul de la Beauty Blender și pentru că îmi intre ca lumea în piele. Zici că am pielea uniformă, așa, e ca și cum ar fi fondul de ten natural, face parte din tine și îmi place foarte, foarte mult și hai să vedem cum se aplică. O să folosesc, o să vă spun și de asta. Ăsta este fondul de ten de la Maybelline, Dream Satin Fluid. Eu am numărul Canel 40. Este un fond de ten care zice că are o esență satinată, adică sidefată și în primul rând îl ador pentru că are pompiță, deci e foarte igienică chestia asta cu pompiță și în al doilea rând o mare problemă în jurul ochilor, fondurile de ten mă ustură pe aici, în schimb ăsta de la Maybelline nu mostră de nici o culoare. Deci am încercat multe fonduri de ten, dar asta nu mă ustură și nici ăla de la Kiko. Și îmi place culoarea, pentru că mie nu-mi place să fie chiar mat așa. Îmi place un pic de să fiu mai un pic lejer, lucitoare așa, adică nu lucitoare. Bine, o să vă arăt cum. Și mi-l pun aici pe mânuță. Iau burețelul, facem așa și începem să aplicăm. Eu l-am luat de pe Amazon, am zis că să-l încerc. Am dat foarte, foarte puțin pe el, adică ceva la 3 euro. 4x3 înseamnă 12 lei, deci costă extrem de puțin și m-am îndrăgostit, adică mi-aș mai lua vreo două, că am văzut că sunt și alte, am văzut că sunt și alte mărimi, și mai mari și mai mici și poți să le folosești pentru blush și pentru să faci contouring și pentru pudră, adică sunt mai multe măsuri și sigur să-mi iau altele pentru că îmi place la nebunie, îmi place cum intră ca lumea în piele, nene, adică să fixeze ca lumea, nu mai zici că ai masca aia de, care nu e naturală. Eu urăsc chestiile care nu sunt naturale pentru că mai bine să fii, să semeni mai normal decât să fii. Uite ce mișto intră în piele. Îmi place la nebunie, îmi place la nebunie. Intrat în piele ca lumea. Zici că am o altă piele, adică nu zici că am fondul de ten. E mișto rău de tot. Deci asta e ok. Trecem să facem contouring-ul cu paletuța frumoasă de la L'Oreal. O să începem cu partea închisă. O să iau o pensulică așa în colț, să iau produsul ăsta închis la culoare și o să trag liniile. Vreau să vă spun, cine are fața rotundă ca mine, e de ajuns să se oprească aici. Ok? Dacă te duci prea mult în față, ți se lărgește partea de jos. Deci, chestia ar fi să se oprească la nivelul ăsta, nu la nivelul de jumătate aici, dar la nivelul ăsta. După care faceți o linie închisă și la nivelul ăsta.
uitați, așa, exact cum am eu degetul, așa, vedeți? Hai să facem așa. Deci, închis aici, închis aici și uitați cum și aici, așa, până, așa, până aici. Chestia asta, vedeți, face chipul să semene mai lung. Dar cum, dacă vă luați paletuța aia de la, paletuța asta de la L'Oreal, în spate are cărticica aia și vă arată pentru fiecare chip ce, cum trebuie să și unde trebuie să te oprești. Deci, eu fac așa și mă opresc aici, la sfârșitul ochiului. Deci, îmi pun degetul aici dacă nu reușesc, ca să nu mă duc prea în față. Că, vedeți, eu am în față așa. Dacă mă duc până aici, mă împătrățește partea asta. Deci, eu ajungând aici, deci trebuie să mă opresc aici, ca să-mi dau partea asta. Îmi pun în evidență partea aia chipului. Deci, pun degetul aici și facem așa. Produsul ăsta e, îmi place la nebunie cum se întinde pe piele, ca să face mișto. Mai departe, trecem la partea de aici. Deci, eu fac așa și fiindcă eu am folcuțele astea pe aici așa, o iau până aici. Cozi. Așa. Deci, umbră așa, ca să îmi lungesc barba. Deci. Și mă duc în jos ca să blenduiesc pe gât, ca să nu semene gâtul, să nu se vadă culoarea diferită între gât și față. Deci, fac așa și vă mă dau în jos, ok? Ok. Facem același lucru și în partea asta, deci chestia asta, cozi. Cozi. Așa. Dacă în închizi aici, să vedem mai bine pomeții ridicați mai sus. Ok. Acum luăm partea asta deschisă. Eu o să iau cu ăsta rotund așa și o să îmi dau aici. Uitați că o să deschide, că și nu știu asta. Am încercat și cu burețelul, cu Beauty Blending, dar cu pensula să întinde mai bine, pentru că să transformăm praf pe față și să întinde mai bine cu pensulica. Mult mai bine, mult mai bine. După care dăm și aici așa la ochi. Uitați cât de frumos deschide, arată de nesupat, îmi place la nebunie. Adică cu un singur produs nu ai nevoie de... Eu îmi dau și aici pentru că am ridurile astea mai evidențiate și dacă le deschizi, ai impresia că sunt un pic mai tineric. Acum ne ducem să deschidem partea dintre pomeți și partea de la maxilar. Deci sub ăsta, dăm cu ăsta deschis ca să se vadă bine pomeții. Și asta venim până aici. Deci mișto. Îmi place rău de tot cum vine. Ok. Am terminat și cu paletuța, care este fenomenală. Și pentru asta degetul în sus.
Acum să-mi fac sprâncenele. Am creionul ăsta de la Pupa, care este numărul 01 și ce are mișto creionul ăsta, bine, are periuța asta și chestia frumoasă care o are, că eu sunt un blond mai gri și culoarea asta este un gri. Deci, că de obicei toate chestiile astea pentru blonde sunt pe maro și eu nu sunt pe maro, sunt pe gri. Și se vedea când îmi pun alea maro, ziceai că sunt... că nu sunt naturală, că sunt prea ciudată. În schimb, ăsta e pe gri și seamănă cu genele mele naturale. Și îmi place că pot să fac mai repede, așa nu trebuie să pierd prea mult timp, mi le aranjez un pic. Are și ceară în el și ți le fixează ca lumea. Adică e un produs super. Acum facem ochișorii o fac cu paletuța de la Zoeva cu Cocoa Blend. Și o să fac o să încep cu acest maro, maro deschis, care e Substitute for Love. Iau o pensulică de blânduit și punem aici așa pe în pliul ochiului și blânduim pe tot ochiul. Același lucru facem și în partea asta. Blending, 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 blending. Ok. După care o să iau culoarea asta mai închisă, care este Frizzly Toasted. Și facem aici la sfârșitul ochiului. Facem ca un V, așa, și blenduim, încercând să îl blenduim cât mai mult posibil, să fie ca o umbră, să nu fie ca o pată. Ok. Nu vreau să pun prea multă culoare pentru că vreau să dau cu eyelinerul ăsta albastru de la Wycon și are pensulica lui. Deja am probat și se face mișto de tot și vreau să îmi dau cu acest eyeliner, ce mișto este. Punem pe pensulica lui, că este foarte mică, foarte drăguță și facem o linie de eyeliner. Și colorează, e pigmentată de nu se poate. Arată ca lume de tot. Foarte drăguță. Și nu trebuie să iei mult produs pentru că colorează numai decât. Cu maro albastru e super. Arată nu se poate. Data viitoare să fac cu și cu ăla auriu. Să vedem cum arată. Și dăm cu un pic de iluminant, eu folosesc pe ăsta de la Mulac, lângă ochi aici, dăm o pensulică și dăm aici. Okay. Trecem la mascara, o să folosesc mascara de la Benefit. De Real am aici o mostră de la Sephora. Are un foarte drăguță periuță asta, că foarte sub, are multe multe verișoare de astea și se pare că lumea
genele, dar totuși cel mai bun e ăla de la Too Faced, Better Than Sex, care este de nu se poate, dar ca să-l consumăm și pe ăsta, că e păcat de el, ne luăm și cu ăsta. Ok, și acum să trecem la blush. O să punem blush-ul nostru preferat de la Manuela. Pensulica asta. Și o să dăm cu ăsta, Love Hangovers. Așa să ne îmbujurăm un pic. Și acum să trecem la noua mea paletuță de la Aesthetica. Am cumpărat-o de pe Amazon, vine din America, de la Miami, Florida. Și e o chestie minunată, este un gonturing pentru buze. Aici în spate are culorile, sunt 6 culori. Și două creionașe, o să desfac să vă arăt. Înăuntru are o cărticică în care te învață cum să faci contouring la buze ca să-ți dea volum buzelor. Uitați ce mișto este. Și aici toate pasajele. Aici și cum să faci corecții la buze dacă ai buzele irregulare, adică nu sunt... să le mărești, să încerci să faci buza deasupra mai mare. Și e o chestie minunată. Și hai să-l încercăm pe asta mai tare. Hai să vedem cum se face. Asta este paletuța, deja am probat-o ca să văd cum arată. Înăuntru are poza cu pasajul pe fiecare. Aici are oglinduță și aici culorile. Sunt 6 culori. Și aici are o pensulă. Să vă arăt imediat. Pensula. Așa, mică, mică. După care are un creion. Creionele sunt duble. Și are culoare. Este un grena mai deschis. În partea asta are mai maroniu. Și celălalt este un roz. Și ăsta altul este ăla mov. M-am închis. Și haideți să începem. În primul rând, trebuie să ne dăm cu fond de ten pe buze. O să iau tot periuța. Ok. Acum o să iau creionul ăsta, la mov, și o să trasez conturul buzelor. După care facem un V aici și 3 linii aici. 1, 2 și 3. Vreau să încerc ceva mai tare, mai puternic. După care iau partea asta albă și o aplic aici în mijloc. Aici. Și aici. Ok. Acum iau ăsta roșu
De aici este ăsta aici. Și cu pensulica lor, asta micuță, dau aici. Ok. Aici. Aici. Și râsul buzelor tapotez. Fac un fel de blending apăsând. Odată să încerci cu burețelul, cu beauty blending-ul, să vedem ce chestie iese. Mai luăm, eu am folosit o pensula mea, mai luăm niște din ăsta alb și mai deschidem un pic. Și buzele mele wow! Ne dăm și cu un pic de iluminant. O să folosesc ăsta de la Kiko, Dazzling Eyeliner numărul 03. Este așa, mai deschis, mai alb, cum se numește așa. Și ne dăm un pic aici. Aici. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că video-ul v-a plăcut. Mie îmi place la nebunie cum arată buzele mai ales și contouring-ul e foarte drăguț. Nu uitați să lăsați un like, scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut, ce ați vrea să mai vedeți. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Bye!